sunt medic cardiolog, sunt specialist în domeniul trombozei și hemostazii. Sunt pasionată, pe lângă asta, de patologia somnului și patologia cardiovasculară legată de această afecțiune. Și, în general, cardiologia e un fel de inspirația mea. Acest capitol e unul din cele mai dificile în domeniul terapeutic. Cel puțin așa cred studenții și atunci credeam la fel. Și tot ce este dificil atrage. Și când te aprofundezi, înțelegi cât este de frumos domeniul, cât perfecțiune în lucrul inimii, câtă mișcare. Când mă întreabă ce faci în timpul liber, eu de cel mai desigur răspund lucrez sau mă pregătesc pentru vreun seminar sau mai privesc încă un webinar, ceea ce legat iarăși de domeniul meu. De fapt, nu sunt doar o carieristă, sunt femeie ca și toate femeile. Vin dintr-o familie foarte departe de medicină, dar foarte frumoasă, pe care o ador. Cel mai devotat hobby-ul meu este călătoria. Aveam un scop cândva în copilărie să vizitez toate țările din Europa, dar visul a devenit realizabil după 33 de ani, când am început să public lucrările mele științifice și ele au început să fie acceptate pe la congrese. Eu foarte mult îmi iubesc profesia. De multe ori par severă cu pacienții, cel puțin ceilalți din jur, asistentele medicale, spun că dumneavoastră așa sunteți severă, dar totodată pacienții vin și îmi spun că mă iubesc, mă adoră. Ziua începe acasă, pregătirile rapide pentru școală dimineața, ambuteajele de dimineață din centru până la Repromed și la 8:30 începe jobul. Prima vizită este auscultarea pacientului și determinarea direcției în care continuăm cercetările. În Repromed noi putem face spectru complet de examinări cardiovasculare în funcție de problema care o are pacientul. Noi dispunem de electrocardiogramă, de monitorizări Holter la electrocardiograme și a tensiunii arteriale. Noi putem să facem dopplerografii, noi putem să facem ecocardiografii. Putem determina soarta pacientului în funcție de necesitățile lor. Așa am o reputație din universitate, că îmi place să mă descurc cu cazurile grele. Eu îmi luam de fiecare dată temă pe acasă cu toate dosarele pacienților mai complicați pentru a găsi ceva ceea ce nu au văzut alții. În domeniul somnologiei era un băiat de 36 de ani care în timpul somnului făcea pauze de 2 minute și 20 secunde și se oprea și inima pe 9 secunde. Asta m-a determinat foarte mult să-i caut soluția și de fapt noi l-am salvat. Ador pacienții noștri moldavi. Da, mi-ador bunicile de la țară, chiar le iubesc. Sunt o categorie de persoane foarte sincere, foarte deschise și când vin la doctor, vin cu adevărată suferință. Feminitatea, nu știu cum, pleacă în umbră în ultima perioadă. Aș dori ca să se iubească așa cum sunt și să se privească pozitiv, să fie mereu capabile de a simți fericirea, să fie sănătoase, dar să nu uităm de feminitate. Totuși, căldura, maternitatea, tot e pe umerile femeilor.